Bună ziua, dragi, bun găsit la întâlnirea cu Perform Lights. N-am pus asta. Păi, ce ne-am zis, bate. Așa, și asta se pune. Așa, da, dragilor, pornim treaba. Totul e în regulă, așa este. Pornim. Și spunem, Ștefania, nu mai pierdem timp, uite-mă pentru a clase, clasa a 5-a. Casă. Zice. Arătați că numărul A egal cu... Arătați că numărul A egal cu... Egal cu paranteză rotundă. Da. 3 la 21. Da. Plus 3 la 20. Da. Plus 3 la 19. Plus puncte, puncte. Nu. Atât? După închidem paranteza, împărțit la 39, trebuie să aflăm dacă este pătrat perfect. Deci, să arătăm că numărul ăsta este pătrat perfect. Perfect. Noi trebuie să descoperim dacă este sau nu pătrat perfect. Idei? Pe 3 la 19 putem să scriem 3 la 19 plus 2. Pe 3 la 21. Da, da. Da. Pe 3 la 21. Așa, deci umblăm de și zicem 3 la puterea 19, ori 3 la a doua, ca să nu pierdem timp. Da. Da? Plus 3 la a 19. Ori 3, da. Plus 3 la a 19, împărțit la 39. Egal mai departe, lucrăm la el să vedem cum arată. Ce putem face? Ne uităm la un cap la altul, în paranteză. Deci 3 la a 19 este factorul comun, da? Da. 3 la a 19 pe lângă... Pe lângă Ștefania, pe lângă cine din primul? 3 la a 19 pe lângă... 3 la a doua. Așa, plus? Plus 3. Plus? Plus 1. 1. Închidem paranteza. Împărțit la? A, da, împărțit 39. La 39. Egal mai departe cu 3 la 19. 3 la 19. Să facem calcul în paranteză. Pe lângă 9 plus 4. 9 plus. 94? Da. 13, nu? Da. Ori 13. Împărțit la? 39, care poate fi scris ca 3 ori 13. 3 ori 13. E bine că 3 ori 13 fac 39, da? Și oare cât este? Ăsta împărțit la ăsta altul. 3 la 19 ori 13 împărțit la 3 ori 13. Cine îmi spune cât face toată operația asta? 3 la 19 ori 13, împărțit la 3 ori 13. Dați-mi o idee, că cum continuă aici? Păi avem 13 și într-o parte și în alta. 13 împărțit la 13 se termină, face 1, da? Da. Și acum a rămas 3 la 19 împărțit la 3 la 1. 3, nu, 3 la 19 minus 3 la 1. Minus 1. Da, minus 1. Deci vine 3 la 19 minus 1. Și face 3 la puterea a 18. Deci calculul A-ul este 3 la 18. Care mai poate fi scris cum? 3 la 18. 3 la puterea 18. Ia să văd. Dați-mi o idee. Cum mai poate fi 3 la 18. Poate fi scris ca fiind... 9 la... Nu. Număr 2. Da, număr 2. Nu, 18 este egal număr 2. Da. Deci egal cu 3 la puterea, număr 2. Și egal cu? 3 la 9, totul, totul la 2. Deci egal cu 3 la 9, totul la 2. Este pătrat perfect. Este pătrat perfect, am reușit. Da, este pătrat perfect. Hai să vedem ce chestiuni au fost aici interesante. Ștefania, spune tu, ce ți-a plăcut în exercițiul ăsta?
Deci ea trebuie să-l prelucrăm, da? Da. Și? Și? Și când trebuia să... Văzând 3 la 21, 3 la 20, 3 la 19 ani? Da, am adunat... L-am exprimat 3 la 21 ca fiind 3 la 19 ori 3 la 2. La fel 3 la 20, 3 la 19 ori 3 la 1, 3 la 19, ca să putem scoate factor comun. Asta a fost logica. Da. Și dat am făcut calculul și l-am dat că e 3 la 19 ori 13. Da. Am umblat și la 39, ca să-l vedem că e 3 ori 13. Și acum avem ăsta împărțit la ăsta. Și da, am avut 13 împărțit la 13 face 1, rămâne 3 la 19 împărțit la 3 la... întâi face 3 la 19 minus 1, 3 la 18, 3 ori 9, 3 la 9 ori 2, 3 la 9, tot la 2, perfect, am arătat, e pătrat perfect, alte ghișințe, te rog. Arătat că numărul B egal cu... B egal cu... D egal... 5 la 62. Da. Plus 5 la 61, plus 5 la 60. Da. Ori 961. Închid paranteza. Da. Ori 961. Să arătăm că este cub perfect. Cub perfect să arătăm, da? Egal cub perfect. Să arătăm asta. Plecăm. Da. Deci B egal cu? Cine? 5 la 60. Ori 5 la a doua. 5 la 60 ori 5 la a doua, e corect? Acum paranteză. Da. Paranteză. Da. Plus 5 la 60 ori 5. Da. Plus 5 la 60. Vine da. Paranteza ori 961. Egal. 5 la 60 pe lângă. De mă fac tot comun, da? Da. Pe lângă paranteză ori 5 la a doua plus... Plus 5. Plus 5. Da, și plus 1. Și plus 5 plus 1. Foarte bine, Ștefania, foarte bine. Închidem paranteza. Ori 961. Egal cu? Egal cu. 5 la 60. Ori? Ori 25 plus 6, 31. Da, plus 5, 30. 1, 31. Ori 31. Și ori 961. Egal mai departe cu... Nu uitați că trebuie să arătăm la... să fie totul la a treia. Ceva la a treia ca să fie cu perfect. Acum 31... Nu știu de unde mai poate să câștige un 31 la altceva decât în ăsta. În 31 ar mai trebui 31 la a doua. Ca să facă 31... Ori 31 la 2, să fac 31 la 3. Deci vedeți pe 31 care este trist aici? Da. Ca să fie la 3, mi trebuie 31 la 2. Da. De unde se provin? Adică din 961. Adică de o parte căutăm, oare cumva 31 ori 31 fac 961? Dacă ar fi așa, am fi fericiți. Măcar cu 31 am rezolvat. Dar cu 5 la 60, o rezolvăm. Că zicem 60 ca fiind 20 ori 3. Da. 20 ori 3 fac 60. Și ar să vin la 20 totul la 3 ani. Dar aici ne împiedecăm. Aici și aici nu știu eu. Dacă cumva 31 la a doua fac 961. Ia să încercăm. 31 la a doua egal 961. Adică 31 ori 31 face 961. Ia vedeți voi. Repede. Vedeți dacă 31... Da, facem. Este ce, exact ce ne trebuia. Este excepțional. Deci vom avea 5 la 60, care zicem 5 la, la 20 ori 3, ori 31, ori 31 la a doua, 31 care era, și ori 31 la a doua, nu așa? Ori. Nu, pe 961 l-am, da, da, da. L-am terminat, că l-am zis, da? Da. Egal mai departe cu loc de 50, la 5 ori 3, 20 ori 3, 5 la 20, totul la a treia, și ori 31 la a treia. Și egal mai departe, fiindcă la a treia și unul și altul, cum putem scrie acolo? Că și unul și altul la a treia, spuneți voi cum putem scrie.
Adică și 5 la 20 la 3 și 31 la 2, la 3. Păi, înseamnă că e totul la 3. Deci îmi permis să spun 5 ori 20, 5 la 20 ori 31, totul la 3. Iată ce fericit suntem că pe B-ul ăsta l-am surprins ca fiind ceva la 3. Este cu perfect, să fii sănătos. Da? Am rezolvat-o cu el, ne-am făcut treaba, el a cerut asta. Frumos, e, frumos la e ieșit. La exerciții mai... Îți mai greu? Îți mai greu? Da, pentru că trebuie să arătăm și cu tot ce perfect. Da, bă, și avem... Ai tu, ai și ceva care să mă sperie. Și am fost să joacă până acolo. Până joacă? Ce faceți voi? Hai să zicem, hai să vedem. Da. Mai pune la curcătură. Arătat că numărul C egal cu... Arătați că C egal cu... Paranteza rotundă. Da. 2 la 40. Da. Plus 2 la 39. Da. Plus 2 la 38. Da. Închidem paranteza, împărțim la 7. Da. Este pătrat perfect. Este pătrat perfect. Pornim, cum ziceam. Ce egal cu? Lucrăm. Ce propuneți? 2 la 38 2 la a doua. Așa. 2 la 38. Ori 2 la a doua în paranteză. Așa. Plus 2 la 38 ori 2. Da. Plus 2 la 38 împărțit la 7. Egal cu? Dăm factor comun, ce e egal cu 2 la 38 pe lângă 2 la în paranteză plus 2 plus 1. Părți la 7. Părți la 7. Egal mai departe cu? Ce e egal cu 2 la 38 ori 4 plus 2, 6 plus 1, 2 la 38 ori 7, împărți la 7. Așa. Cât facem până? Păi tăiem 7. Așa, 7 părțile să-mi face 1 și rămâne 2 la 38. 2 la 38. Trebuie să arătăm că este pătrat perfect. Adică? Pe 38 putem scrie ca... 2 la... 2 ori? 2. Păi se putem 8 la 2. A. Ca să vedeți că cel mai ușor este. 38 împărțit la 2. 19. 19. Deci vine 2 ori, 2 la puterea 2 ori 19. Care mai poate fi scris mai departe ca fiind? 2 la 19, totul la 2. Egal cu 2 la 19, totul la 2. Și gata! Păi este pătrat perfect, vedeți? Și aici am avut noroc, m-am descurcat. Să văd acum, că tot m-am amenințat voi. Să văd. Și un moment de la greu. De egal. De egal cu? Cu, în paranteză rotundă, 4 la 50. Da. Plus 4 la 49. Da. Plus 4 la 48. Închidem paranteza. Împărțirea 21 este pătrat perfect și cu perfect. Și pătrat perfect și cu perfect. Deci egal mai departe cu. Lucrăm. Da, te aștept. Hai că sunt acum, sunt călduț, sunt cumva să mă răcesc, sper să mă descurc, până acum ieșit toate. Te rog, continuă, Ștefania. De egal cu, deschidem paranteza, 4 la 48, da. Plus 2, adică ori 2 la a doua. Ori 2 la a doua, da, plus... Nu 4. 2 la 2, 4 la 2. 4 la 2, da. Ori 4 la 2. 4 la 2 plus 4 la 48. Da. Ori 4. Da.
plus 4 la 48, din parte, da, împărțit la 21. Da. De egal cu 4 la 48 pe lângă 4 la a doua plus 4 plus 1. În paranteză, împărțit la 21. De egal cu 4 la 48 ori 4 ori 4, 16, 16 plus 4, 20, 1, 21, ori 21, împărțit la 21. Stăm pe ambii 21 și facem 1 și avem 4 la 48, care putem scrie ca fiind... Împărțit la 4 la 48, da? Da. Care poate fi scris ca fiind? Ca 2 ori 12. 2 ori? 2 ori 12. Nu ori 12. Am împărțit la 4. Păi... 48 împărțit la 4. Ați împărțit la 44 ori 12. 2 ori 24. Da. 2 ori 24. Hai să zicem 2 ori 24. Deci egal mai departe cu 4 la puterea 2 ori 24. 24. Care înseamnă 4 la puterea... 4 la 24, totul la a doua. Totul la a doua. Și asta înseamnă că este... Pătrat perfect. Este pătrat perfect, da, învățat, da? Și acum la... Ca să fie cu perfect. Scriem din nou exercițiu. D egal cu 4 la 50 în paranteză. Nu, 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 de la capăt. Nu. De la rezolvare, deci. După ce muncim din nou. Da? Deci D egal cu 4 la puterea 48, că am muncit la el. Da. Ei, dacă îl putem strâi oriceva de 48. Trei oriceva. Putem să împărțim 48 la 3? Ia să vedem. Se parte 48 la 3. Da, 16. 3 ori 16. Da. 3 ori 16. Și gata să zicem. E cam mai departe. Egal cu 4 la 16, acasă la 3. Totul la 3. Te mai liniști. Este perfect. Ce mă puneai tu să facă încă o dată elipsiosa? Da. Oh, mergă timp așa. Hai să vedem din nou. Acea altă elipsiu. Gata? Mai zic, numai când m-ai speriat. Hai să speri, numai când m-ai speriat. Te-ai propus, eu ai văzut că nu aveam timp. Păi, Ștefanie, ce umbli tu cu de-astea? Da, văd că eram stresat din cauza timpului și o să eu avem niște chestii grele și nu știu ce. Și eu chiar mă gândesc, bă, ce mă fac acum? Nici nu m-am găsit cu ea ca să-mi spună câte sunt dificile. Da? Hai să vedem acum. Da. Te rog. Calculați. 441 împărțit la 9 plus 37 ori 5. 441 împărțit la 9, da, plus 37 ori 5. 37 ori 5. Egal. Hai. Facem 441 împărțit la 9 și luăm 9 în 44 de... Nu, oricât fac 4. Da, 44? Cam de 4 ori. 4, 9, 3, 6. Da. Da? Face o împărțire de o parte, ai să mai pierd eu. 441 împărțit la... Cât azi? 9. 9, 44, 4, 9, 3, 6. 14 minus 6, 8, am putut acolo nimic. Îl coborâm pe 1, intră de 9 ori, 9 ori 9, 81, infinit, de 49. Deci 4, plus, 49 este un rezultatul împărțirii, da, plus 37 ori 5, 7 ori 5, 35, 5 scriem, 3 rețin, 5 ori 3, 15 și cu 5 rețin, 20, 205. Cum? 205. Încă o dată. 5 ori 7, 35, 5 scriem, 3 reținem, 5 ori 3, 15 și cu... A, nu, 18. 18, cu 3 de ținut, 18 fac. Da? Și egal acum, 5 cu 9, 14. 14 nu le ținem, 4 și cu 8, 12 și cu 9 le ținem, 13. 3 scriem, 1 le ținem, 1, 234. 234. Dar de ce am zis 14? Mai vedem încă o dată. 5 cu 9, 14. 94, 13. Nu am greșit. 234, da? Da. Hai să vedem altceva. Să a doilea, calculat 7 minus 6 la a treia. 7 minus 6 la a treia. Împărțit la 6 la a doua. Egal cu
7 minus 6 la 1 se va cu 7 minus 6 egal cu 1. Asta le puteai face și tu. Da. Acum o să mai greu. Hai să vedem. Efectuați 3 ori, eu deschidem acoladă, 7 plus 5 ori, deschidem pătrata, 100 minus 2 ori, deschidem rotunda, 67, minus 3 ori 8, le închidem pe toate, plus 40. Plus 40. Egal. 3 ori. Ne uităm mai întâi ce putem face din paranteza rotundă sau din afara ei, da. Și putem face 3 ori 8. Da, 3 ori 24. Da, și 67 ori minus 24. Da. Deci copiem până acolo, 3 mulți cu acoladă. Acoladă. 7 plus... 7 plus 5 pe mulțit cu 100 minus 2 ori 67 minus 24. Ne închide pe toate. Plus 40, egal. Acolada se transformă în pătrată și facem 3 ori paranteză pătrată, 7 plus 5 ori paranteză rotundă, 100 minus 2 ori 7 minus 4, 3, 6 minus 2, 4, ori 43, ghidem paranteză rotundă și cea pătrată, plus 40, egal. Le facem 2 ori 43 și vine 3 de înmulțit cu paranteză pătrată, 7 plus 5. 7 plus 5. 5. De înmulțit cu paranteză rotundă, 100 minus 2 ori 3, 6. 2 ori 4, 8. Minus 86. Le închidem pe toate, plus 40. Egal. 3 de înmulțit cu pătrata se transformă în rotundă și facem 7 plus 5 de înmulțit cu 10 minus 6, 4, 9 minus 8, 1, ori 14. Închidem paranteza rotundă plus 40. Egal. Din paranteza rotundă putem face 5 ori 14 și facem 3 de înmulțit cu paranteza rotundă. 7 plus 5 ori 4, 20, 0 scriem, 2 reținem. 5 ori 1, 5 cu 2, 70, plus 40. Da? 3 ori 77, minus 40. Plus 40. Plus 40, da. Și acum facem 3 ori 7, 21. 1 scriem, 2 reținem. 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Plus 40. 231 plus 40. 1 plus 0, 1. 3 plus 4, 7. 0, 1, 2, 271. 271, da? Da. Și cu asta am terminat. Și așa... Rezolvați ecuațiile. Amic. 4. Rezolvați ecuațiile. Amic. 4 ori x plus 124 egal cu 784. 784. Facem 4 ori x egal cu 784. Echivalent. 4 ori x egal cu... egal cu 784 minus 124. 4 ori x egal cu 4 minus 4, 0, 8 minus 2, 6, 7 minus 1, 6. 660. X egal cu 660 împărțit la 4. X egal cu 660 împărțit la 4. Ștefania, lasă cu Ștefania, că tu te-ai băgat la Ștefania și ai intervenit. Da. Acum aș vrea și Ștefania. 660 împărțit la 4. 660, de parte facem. 660 împărțit la 4. 466 ca să poate. 46, odată. 1, 4, 4. 2, îl coborăm pe 6, 2 în 26, 4 în 26, 4 în 26 merge de 5, 6 ori, 6 ori 4, 24, 24. Ne rămâne 2, 20, 4 în 20, de 5 ori, 5 ori 4, 20. Deci rămâne 165, răspunsul este x egal cu 165. Altul te rog. Bine. 14 ori x. Bine.
14 ore. 25. Plus 20. Mai mic ca 68. Așa este inecuație. Da? Inecuație. Când, ecuațiile. Când o zici cu egal, se chema ecuații. Așa. Când zici mai mic, se cheamă inecuație. Și când zici mai mare? Tot inecuații. Ecuații, egalitate. Da. Și când e altceva, inecuație se cheamă. Bun. Zi, te rog. Da, aflăm X-ul. Da, X-ul trebuie aflat. Scădem un 25. Da. Deci, dinamic membru și echivalent, cum a zice că 14X mai mic decât 68 minus 25, ca și cum ar fi fost egalul, nu? Da, așa da. Zic. Echivalent. Echivalent cu 14 ori x, da, mai mic decât 22. 20 cât? 23, 23. Sau 43. Ia zi, 5 din 8. 40. 43, da? Da. 43. De unde rezultă că x mai mic, împărțim prin 14, toată egalitatea. Și vine că x mai mic decât 43 supra 14. Așa e, nu? 43 supra 14. Și 43 supra 14 nu se împarte exact 43 la 14. Nu. Cam cât ar face? 43 împărțit la 14. 43 împărțit la 14 ar merge de 3 ori are? 3 ori, că 3 ori 4, 4 2. 3 ori 1, 3 și 1, 4. E bine. Rămâne restul. Face 3 și rămâne rest. Deci toți x și mai mici decât 3 și ceva. Ar fi 3 și ceva, că e mai mult decât 3, că mai rămâne și rest. Care sunt x și mai mici decât 3 și ceva? X aparține 0, e bun, 1, 2 și 3. Deci x și căutați sunt mai mici decât 3. Deci aici se face 3 și ceva. 3 și un pic, că mai rămâne să și restul. Și acum toți x și mai mici decât 3 sunt 0, 1, 2 și 3. Hai să locuiesc dacă sunt bune ăștia. Ia să vedem, pentru x egal cu 0 ce devine? Pentru x egal cu 0 rezultă ce devine? 14 ori 0 ori 0 plus 25 lucrăm. Mai mic decât 68. Este, vedem dacă e adevărat. 14 ori 0 face 0 și 25 echivalent, aș spune că 25 e mai mic decât 68. Adevărat. E adevărat asta. Ia să vedem pentru x egal cu 1. Mai mic decât 68. 14 ori 14 plus 25 mai mic decât 68. Adică 39. Mai mic decât 68. Adevărat. Pentru x egal cu 1, să vedem cât e bine. 14 ori 2 plus 20. Unde? La x egal cu 2. X egal cu 2. Da, da. Mai mic decât 68. Da. Așa, 14 ori 28 plus 25. 25. Da. Mai mic decât 68. Alo. Bună ziua. Am clasa a patra după acela. Dar veniți la momentul acela când schimb clasa și încercăm să fac și pentru clasa a șasa. Încerc acolo un... Așa. Uitați, urmăriți acum clasa a cincea, sunteți, urmăriți pe profund la bănuiesc, nu?
Am înțeles, am înțeles. Dacă e ceva de geometrie, atunci veniți la momentul în care fac clasa a șaptea. Deci când încep clasa a șaptea, acolo e și geometrie și pot prinde și ei. Da? Deci după clasa a patra, deci după clasa a patra, încep la 7:30, cred că, sau la 7, nu, la 7 fix încep clasa a 7-a și atunci veniți cu chestiunea aceea și vă facem împreună. Îmi dictați atunci și discutăm atunci. Da, bine. La revedere. Și acum... Da, ați rămas cu 20. Un termen la telefon. Cum? Ați rămas cu un termen. Eu nu știu ce asta e. Tu știi? Ce vrea pe asta? A fost despre asta. Plus 25, mai mic decât 68. Mai mic 68. Eu lăsam să-l arată până mă dimineață. Sinevă 53, mai mic decât 68. E adevărat, da? Da. Și asta e adevărat. Și acum, pentru x egal cu 3. 42 plus 25. 67 mai mic decât 68. Este perfect, adevărat și asta. Spuneam că de la cât începe x-ul? De la 0, 1, 2, 3 și 4 și 3, până la 3. Atenție, nu trebuia să verificăm, că noi am lucrat corect. Dar ca să vă dovedesc vouă și prietenilor noștri care ne urmăresc, vedeți că ne urmăresc, au început copiii să ne urmărească. Este lucru frumos. Și de alte clase vor să afle, era vorba de o clasă de a șasea, acum să nu trebuie ceva. Ați spus prietenilor voștri la școală? Da. Da? Da. Mă bucur mult. Așadar, iată că x egal cu 0, 1, 2 și 3 sunt valorile care trebuiau găsite. Altă întrebare? Exercițiul 5. Diferența dintre primul număr și suma dintre al doilea și al treilea număr este 771. Deci e vorba de trei numere, cum înțeleg eu. Da, da. Deci sunt trei numere. ABC. ABC, așa. Diferența... ABC, da? Diferența dintre primul număr și suma dintre al doilea. Adică dintre primul număr și suma... Dintre al doilea. Diferența dintre primul număr și... Al doilea și suma dintre al doilea și al treilea număr. Adică A minus B plus C. Da. Așa cum înțelege eu, nu? Da. Este 771. Egal cu 771. Al doilea număr este 82. Al doilea, adică B egal cu 82. Da. Iar al treilea este de 5 ori mai mare decât al doilea. Adică C egal cu 82 ori 5. 82 ori... Determinați primul număr. C egal cu 5 ori 2, 10, 0, scriem 1, reținem. 8 ori 5, 40 și reținem 41, 410. 410, da. Facem A minus 82 plus 410 egal cu 770. Deci A minus 82, 82 plus 410. Plus 410. Ah, echivalent cu. A minus 82. Adunăm. A minus cât? 490. A, da. 492 egal cu 3573. A plus B plus C egal cu 3573.
Da. Primul număr este 1024. Aia egal cu 1024. Da. Iar al doilea cu 657 mai mare decât al treilea. Deci B egal cu C plus? C plus 657. 56, zic. 7. 7, da. Cum se fac? Cum se fac? Păi înlocuim aur. Așa. Deci în loc aur știm, înlocuim în sumă. 1024 plus... Deci zice 1024 plus... plus... 6... 1024 plus... 657 plus... În loc de B punem C plus 657, da. Deci plus C plus 657, plus C, da. Nu știu, da. Egal cu 3573. Și facem 1024 plus 2C. Lasă-și pe Cristina, pe Stefania, te-ai lăsat, numai tu să-ți vorbești. Deci zicem 2C, 1024, da, și 1000. Plus 2C. Da. Plus 657 egal cu 3573. Da, echivalent cu 1024 plus 2 ori ce? Hai să le adunăm. 1024 cu 657. Ah, da. 74 cu 11. 11. 5, 6 și cu 2, 8. 8. 6 rămâne și cu 0,6 și 1. 1681 plus 2 ori ce? 3573. 2 ori ce? Da. Egal cu 1892. Am făcut bine? Da. 1892. Și acum ce egal cu 1892 împărțit la 2. Da. Ce egal cu... Ia fă-mi Și acum la fel pe B. Da, care da, față voi. Ăsta cine-i C-ul, da? Da, da. B-ul era parcă... C plus nu știu cât. Da, 1603. Da. Bine, da? Bun. Iată că am aflat că și cu asta am făcut tema. Într-un timp record. Cât o fi ceasul? Ia uitați-vă. 4:54.
Așa. Deci, n-am făcut nicio oră. Am făcut ambele teme. Îmi dai seama ce bucuros mă. E minune. E o minune, chiar așa. O minune. Urme, foarte frumos să spui o minune. Și acum, fiindcă minunea s-a întâmplat, am rezolvat, mai avem timp. Și acum vă propun o aventură. O aventură înseamnă să lucrăm niște exerciții mai pipărate. Vreți să dau de la... Hai să vedem. Cu 7 stele. Nu 7 stele, dar nu, că nu, mă, nu sunt pregătit. De la 3 stele, de la 4, 3. A, vreți să vedeți cam care-i treaba? Trebuie să dea evaluare. Nu. Ce m-am dat eu atunci? Ce mi-ai dat tu atunci când m-ai pus la încurcătură de nu știam ce cu mine? Da. Păi nu mai știu. Lasă că o să facem așa. Eu aș vrea să mai lucrăm la puteri pe aici, că sunt exerciții frumoase. Uh-huh. Uite, la 3 stele. Vreți să încercăm la 3 stele? Da. Calculați. Hai să încercăm. Doamne ajută. Doamne ajută. La pagina 82. Da, e căutat. Deci la pagina 82 să lucrăm niște exerciții mai preparate. Începe Cristina, dictează. Uite-o. Deci, ieșiți la pagina care? 86. Pagina 86 sau greu? 82. Care 82. E ieșiți? 25. 25 la pagina 82. Amic. 13 la puterea 5, împărțit la 13 la puterea 3, plus acoladă mare. Da. Și rotundă, 17 la... La dreaptă nu avem? Nu. Așa. 17 la 3, închide paranteza, totul la 5. 17 la 3, totul la 5. Împărțit la 17 la puterea 14 plus 2 ori. Deschidem paranteza pătrată. Aha. Paranteza rotundă. Așa. 2 la 3. Ori 5 la 2, închidem paranteza, totul la 4, împărțit la 100, la 4, 253, împărțit la 23, închidem paranteza pătrată și acolo. Asta mi-a trebuit. E mai greu. Dar nu ne dăm bătut să facem. Hai să privim întâi, să facem un plan de lucru. Putem să calculăm 13 la 5, împărțit la 13 la 3, pentru că facem 13 la 2, știm noi, da, apoi. Apoi putem 17 la 3, la 3, da. Ori 5, 3 ori 5, 15, da. Deci vine 17 la 15, da. Și împărțit la 7 la 14 o să putem face, da. Că știm, scădem exponenței. Da. Bun, mai departe. Și 2 la 3 facem 5 la 2, da. Și toate acestea. 2 la 3, 5 la 2 înseamnă 2 la a 3 totul la 4, da. Și 5 la 2 totul la 4. Da. Deci ne descurcăm, vine 2 la 3 ori 4. Putem calcula direct 8 ori 25 totul la 4? 8, de unde ai zis 8? Păi e 2 la 3 ori 5 la 2. 8 ori 25 totul la 4. Da, 8 ori 20. Asta s-a greșit. Bană. 8, 2 la 3 face 8. 5 la 2 face 25, de 8 ori 25 fac 200. 200 e la 4, împărțit la 100 la 4, ca și mai zice 200 împărțit la 100, totul la 4. 200 împărțit la 100 face 2. Ai, bun! Să 200 face parte, poate să faci. Gata, ne apucăm de lucru, vezi? După ce ne facem planul de lucru, totul este ușor, da? Hai să zicem, Ștefania la comandă. 13 la a 5-a. Deodată, deodată. A, 13 la 5. Da, a 2-a. 5 minus 3, 2, da? Plus. Plus, deschidem paranteza. Acolo, da? Da. 17 la 3-a. Păi, fă calculul. 17 la? 17 la 3. La 15. Ori 5. Da, ori 5, 15. Deci la 15 am împărțit la 17 la a 14, plus 2 ori. Plus 2 ori, deschidem paranteza pătrată,
de fapt, se transformă în rotundă. Că... Nuncă, nuncă. Nu. Dacă viitoare. Da, da. 8. 8 ori 25. Care face cât? 8 ori 25. De 4 ori 25 face 100. Și iar de 4 ori 25 face 100. 100 și 100? 200. 200. 200 la 4. Da? 200 la 4 va fi 200 la 4 împărțit la 100 la 4 plus. Plus. Să facem de parte împărțirea. 25 împărțit la 23. 23, 25. Odată. Rămâne rest 2 și coborâm pe 3. 23, 23, odată. Odată. Deci 11. 11 și închidem paranteza dreaptă și acolada. Acum. Egal mai departe cu... 13 la 2. Da. Plus. Nu am putut face 13 la 2 direct. Care, să vedem suma cât face, da? Da, adică 13 ori 13. 13 ori 13 face 169. Ia vedeți dacă care este adevărat, o să am putea să greșesc eu. Ia mulțumesc 2. 169. 169, da? Deci vine 169. Plus paranteză pătrată. Pătrată, hai să zicem. 17. 17, normal. E la 15 am făcut la 17, păi să vedem. 17 la 1 aș face 17, plus 2, ori, paranteză rotundă, 200 la a 4-a, împărțit la 100 la a 4-a. Cât face? 100 la... 200 împărțit la 100? Face 200, ca să înțeleagă toți prietenii, face 200 împărțit la... 100 și totul la a 4-a. Da? Și o lăsăm și pe cea plus 11 aceea. Facem una așa mai acolo, mai mare rotundă, plus 11, da? Așa. Și închidem pe cea dreaptă și egal mai departe cu 169. Mărțim. 169 plus paranteza ro. Da. Da. 17 plus 2, paranteză mare. Așa. Și 200 împărțit la 100. 2. 2. 2. 2 la 4. 2 la 4 plus 11. Și nu mai nevoie, da. Paranteză rotundă. Închidem și egal mai departe cu 100. 16 plus 2 ori 2 la 4 16 plus 11 16 plus 2 ori pe lângă 16 plus 11. Da. Așa, hai să o lăsăm pe asta dreaptă. 2 ori 16 închidem, egal cu 169. Plus 17 plus... Crezi că mai ai rost paranteza dreaptă? Când asta stă de pomană aici. Da, paranteza plus. Deci, pur și simplu, zicem plus 2 ori și se face și înmulțirea. 2 ori. Ce înmulțire? Adunarea. Nu, adunarea asta, 16 plus 17. 27. Și egal cu 169. Hai să adunăm 169 și cu 17. Ca să nu pierdem timpul. 9 plus 7, 16. 6 scriem 1, reținem. 6 și plus 1, 7 și nu reținem 12. Scriem 1, 186. 186 plus? 2, 7, 14. 4 scriem 1, reținem. 2, 2, 4 și nu reținem 54. Și face, iată, 186 și 54. 46, 200, cât? 240. 240. Terminate ghiște. Hai, dacă ne-am făcut planul, chiar n-am avut emoții.
Da? Tot secretul să ne facem planul, ce, da, ce facem, pe unde lucrăm, ce... Da? Hai să vedem alt exercițiu. Acum avem o oră. Nu uita să schimbă scatele. Da, cred că am oprit-o. Sau n-am oprit-o? Ai dreptate că n-am oprit-o, da. Ia să vedem acolo.